până la aducerea lor la nivelul celorlalte pensii bazate numai pe contributivitate, pensiile speciale cresc cu aproape 14%. Practic, înainte să fie impozitate, pensiile speciale vor fi indexate cu inflația, la fel ca pensiile din sistemul public. Cu toate cifrele se alătură chiar acum colegul nostru, Marius Vulpe. Marius, bine te-am regăsit. Așadar, cu cât vor fi majorate pensiile specialilor după ce va fi adoptată legea pensiilor? Bun găsit tuturor! Se pare că unul din principiile care au stat la baza scrierii noului proiect de lege privind pensiile se referă la păstrarea actualului cuantum al pensiilor speciale. Asta pentru că acest procent de 13,8%, care este de fapt rata inflației pe anul în curs, va fi folosit începând cu data de 1 ianuarie 2023 pentru indexarea tuturor pensiilor, inclusiv a pensiilor speciale. Iar asta înseamnă, de exemplu, pentru pensia unui general cu 4 stele, precum liberalul Nicolae Ciucă, o creștere de aproape 2500 de lei, de la 18.000 de lei, cât este pensia specială a acestuia în momentul de față, la 20.500 de lei. În contrapartidă, însă, tot din data de 1 ianuarie se vine cu acea impozitare a pensiilor speciale. Iar dacă aplicăm cei trei indicatori de impozitare, observăm că pensia lui Nicolae Ciucă ar putea să rămână la cuantumul actual de 18.000 de lei. Deci, pe de-o parte, avem o indexare care oferă banii necesari pentru a se suporta șocul impozitării acestei pensii speciale și, pe de cealaltă parte, ar trebui aplicată noua lege a pensiilor speciale cu aceste cote de impozitare. În cazul magistraților, se pare însă, potrivit unor surse guvernamentare, că impactul va fi mult mai mare. Asta pentru că, în cazul lor, indexarea se va face numai pe partea de contributivitate. Cei 13,8% vor fi adăugați la cei mii aproape 5.700 de lei, care reprezintă partea de contributivitate dintr-o pensie medie de magistrat de 22.000 de lei. Asta înseamnă o creștere cu 750-800 de lei pe această pensie medie de magistrat, în condițiile în care, dacă se va aplica acele cote de impozitare, un magistrat ar putea să piardă de la anul în jur de 4.000 de lei.